ziua! Astăzi are loc ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Comănești. Sunt prezenți aici în sală 15 consilieri, iar 4 prin intermediul online. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să ia cuvânt. Bună ziua, vă spun și eu. Bine ați venit la ședința de Consiliul Local de astăzi. Avem pe ordinea de zi un număr de 12 puncte pe care sperăm să le parcurgem cât mai repede și să putem să hotărâm așa cum trebuie să cum ne dorim noi să iese aceste proiecte. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții pe anul 2024. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 la serviciul local Eco Valea Muntelui, Comănești. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții pentru anul 2024 la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr, Comănești. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr, Comănești. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, modernizare stației de epurare și extindere rețea de canalizare, orașul Comănești de Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 7. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la ipotecarea dreptului de folosință a terenului înscris în cartea funciară numărul 63.332, proprietate privată a orașului Comănești, teren concesionat de către SC Panimon S.A. 8. Proiect de hotărâre privind suplimentarea statului de funcții a organigramei, precum și stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Comănești și a serviciilor publice subordonate. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2024, prevăzut de legea numărul 196 din 2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterior. Aici este vorba de legea care se referă la ajutorul social. Sunt mulți și multă lume întreabă, domne, de ce nu-i pune pe aia de la ajutorul social la treabă? Aia de la ajutorul social la treabă sunt în cadrul acestui program, la nivelul orașului Comănești, 178 de dosare, din care 79 sunt apți de muncă. 79 de persoane sunt apte de muncă. 99 de persoane scutite, cu diverse diferențe medicale, cu nu știu ce. O familie formată din, dau un exemplu, din 6 persoane, are de prestat 54 de ore. 6 înseamnă că trebuie să efectueze într-o lună 9 ore de persoane. 9 ore cât înseamnă? O zi de muncă, 8 ore, plus o oră. La 79 de persoane cât e? Mi se pare la mulți că, domnule, ăștia nu-s puși la treabă. Da, spuși, frate, dar cât să faci cu ei? Care de făcut câte o zi, două de muncă, atât are într-o. O zi, două de muncă. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență. 11. Informare privind activitatea desfășurată de către Direcția de Poliție Locală, Comănești, pentru anul 2023. 12. Raport privind activitatea asistenților personal desfășurată la semestrul 2 al anului 2023. Acestea ar fi punctele de zi pentru ședința de astăzi, pe care vă rugăm să le
discutați și să le analizați și să le aprobați. Domnule președinte, vă rog să te rog. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua, vă spun și eu și bine ați venit la ședința de Consiliul Local de astăzi. Vă propun să începem ședința prin a supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 30 ianuarie 2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Supunem la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024. Domnișoara director economic Gerber ne-a prezentat acest material în cadrul comisiilor de specialitate. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu spunem proiectul la vot, cine este pentru? Modificările, vă rog, proiectul supus la vot, să cuprindă și modificările prezentate la comisii, respectiv 205.000 lei la partea de venituri și cheltuieli la permisii asistentelor medicale preluate de OAT Orașul Comănești și o reglare interior între capitolele 68, 65, 67, minus 300.000, plus 100.000 la învățământ și plus 200.000 la întreținere spațială. Mulțumesc, domnișoară director. Supunem la vot proiectul în forma prezentată de domnișoară director. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. O abținere. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții pe anul 2024. Materialul a fost prezentat în cadrul comisiilor de specialitate de către domnul Ionel Bobeică. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 la serviciul local Ecovalea Muntelui Comănești. În cadrul comisiilor de specialitate, doamna director Mihăieș Cristina ne-a prezentat punctul de vedere. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 4 de pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții pe anul 2024 la Spitalul Leșenesc Ioan Lască, Comănești. De asemenea, doamna Mihăieș Cristina a prezentat materialul în cadrul comisiilor de specialitate. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Abținere. Abținere. Să dacă se poate, aș vrea să argumentez. Da. Deci, suntem la început de an. Consider că este necesar, așa cum am mai spus, să se organizeze un concurs pentru managementul spitalului de către Ministerul sau prin Ministerul Sănătății. Nu este pe ordinea de zi subiectul ăsta, dacă vreți o pune pe ordinea de zi într-o ședință ulterioară și discutăm subiectul ăsta. Este legat de spital, de asta. Cum ați? Nu, 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 dar nu are rost, că intrăm în niște discuții aiurea, deci vorbește pe lângă subiect, nu știe, nu cunoaște, dar vrea să ne ocupe. Noi avem o ordine de zi aprobată pe care o parcurgem de la un cap la altul și cu asta am terminat discuția. Tot veniți cât trebuie. Dar de ce nu spuneți că s-a organizat concurs și s-a ocupat postul de director economic, de director medical? De ce nu spuneți treaba asta? Și de manager cu liberanță. Păi a fost post de manager, scos postul la manager. Nu a participat nimeni și o să mai fie scos la concurs. Dar nu organizează Ministerul Sănătății acest post, acest concurs, nu îl organizează Ministerul Sănătății. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Ministerul Sănătății organizează concurs pentru spitalele care le are în subordine. Da, domnule. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 la Spitalul Leșenesc Ioan Lascăr Comănești. Materialul a fost prezentat în cadrul comisiilor de specialitate. Doamna Mihăieș Cristina ne-a prezentat acest material. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții
modernizare stației de depurare și extindere rețea de canalizare orașul Comănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Doamna Aron Mihaela ne-a prezentat materialul în cadrul comisiilor de specialitate. Dacă mai sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Nu aveți nimic de obiectat aici. Faptul că trebuie să cofinanțăm cu suma de 47 de miliarde, 757 de mii. Raportat la valoarea întregului proiect? Asta este, trebuie suportat. Asta este, suportăm, da? Dar de unde? Da, de unde? De ce ați amânat atât de mult acest proiect? Sunt 20 de ani. Păcat că nu ne putem pierde vremea, nu ne putem pierde vremea, că de 15 ani noi avem proiectul ăsta dat la minister, depus, câștigat și nefinanțat. Și tot s-au rostogolit an și an și tot ne-au băgat fitile, acum urmează probabil și USR-ul să ne mai bage fitile. Că până acum și-au băgat toți coada ca să nu se facă proiectul. De ce? Că vor candida și ei și n-au ce să spună primarului că n-a făcut. Aveți motiv că nu s-a făcut canalizarea. Dar se face și canalizarea. Ia uite că acum aprobăm indicatorii tehnico-economici. Pentru că n-ați mai putut să mai blocați. Nu ați mai putut bloca cei care sunteți de bună credință. Nu mai oameni de bună credință avem în Consiliul ăsta, în satul ăsta. Ați fost amendați de apele române pentru poluarea totuși. Pentru că nu ați făcut nimic în acest sens. Domnul consilier Sartea, dacă îmi permiteți și mie, când sunteți la dumneavoastră acasă și vreți să vă duiți casa sau să o aranjați, puneți niște bani deoparte, așa cum bine ați spus dumneavoastră acum câteva ședințe în urmă, dar dacă, Doamne ferește, îți ia foc casa și rămâi într-o ruină, îți trebuie ajutor. Și aici mă refer la ajutorul financiar. Și un ajutor financiar pentru o primărie este accesarea de fonduri europene. Nu ai fonduri europene, stai cu canalizarea. Este vorba de 10 milioane de euro, domnul. 10 milioane de euro. De ce n-ați făcut? Păi uite, nu știu, domnule, am săpat prin jurul primăriei și n-am găsit cele 10 milioane de euro. A trebuit să așteptăm atâția ani de zile până când am găsit finanțarea celor 10 milioane de euro. Adică primării au finanțat, au finanțat și fonduri europene. Prin poient s-a finanțat. Noi suntem tot timpul excepții. Da, suntem excepții pentru că suntem singurii din județul Bacău care avem sursa proprie de apă potabilă. Suntem singurii din județul Bacău care avem propria stație de epurare. Suntem singurii din județul Bacău care avem propria rețea de apă potabilă. Suntem singurii de județul Bacău care avem rețelele toate schimbate de apă potabilă. Poate nu știți cei care și-au mai făcut câte o stație pe aici pe acolo și nici măcar nu funcționează. No, ei nu au schimbat rețelele de apă. Comăneștiu este singurul oraș din județul Bacău care are schimbate toate rețelele de apă potabilă. Știați lucrul ăsta? Știți cu ce eforturi și cu ce sacrificii a făcut lucrul acesta? Nu vă interesează, probabil. Vă interesează numai să spuneți că vai nu s-a făcut. Sunt avarii mai des decât conducta veche. Sunt avarii pe aducțiunea de apă de la Ciobănuș. Este vorba de aducțiune. Care aducțiunea de apă are o vechime de peste 50 de ani și o conductă veche se mai sparge. Și atunci mai intervenim. Dar intervenim odată la 3 luni, la 6 luni, intervenția crabului pe rețeaua de aducțiune de apă Bacău și ceau pe aici prin zonă Moinești, Dărmănești, Onești este de cel puțin 5-10 ori mai se fac reabilitări și remediere ale defecțiunii de 10 de ori mai mult decât la noi. Aveți ceva de spus? Dar de prețul apei aveți de spus? Că iau prețul dublu la apă decât la noi? Și am de an acordat subvenții pentru construire. Pentru prețul apei nu am acordat niciodată subvenții. Pentru prețul la apă nu am acordat niciodată niciun leu subvenții la... Aveți grijă că sunteți în ședință publică și discutăm pe fapte și lucruri concrete.
pe Facebook, puteți să spuneți toate tâmpenile. Toate tâmpenile de pe lume le puteți spune acolo, că acolo vă crede lumea. Ăia care ar vrea să spună adevărul, îi blocați, îi scoați afară. Și rămân numai aia care nu știu. Deci, bai, săraci. Vreți neapoliticos și neargumentat. Da. Deci, orașul Comănești este unul din orașele care beneficiază de cel mai bun sistem de apă potabilă din județul Bacău. Avem cel mai mic preț la apa potabilă din județul Bacău. Suntem singurii care avem propria rețea și propria stație de tratare a apei din județul Bacău. Suntem singurii care avem două surse de apă. Singurul oraș din județul Bacău care are două surse de apă. Avem propria stație de tratare și captare a apei de la Ciobănuș, care e cea mai bună apă. Vă rog să înțelegeți lucrul ăsta. Pentru că soția mă întreabă de când se mai întâmplă câte o avare și alimentăm de la stația Cărăboaia, ce are apa de la robinet? Păi tu cum ce are? Păi tu n-ai văzut ce gust are? Că este o apă care are un gust nu atât de bun ca apa care o avem de la Ciobănuș. Avem cea mai bună apă din lume, oameni buni. Chiar vrem să intoxicăm lumea asta, să le spunem că, vai, primăria n-a vrut, primarul nu vrea. Păi primarul nu are de unde să aducă 470 de miliarde, aproape 10 milioane de euro. De-aia nu s-a făcut. Că n-am avut de unde aduce banii ăștia. Ați adus dumneavoastră vreun leu în Consiliul ăsta local vreodată în viața asta? Niciodată n-ați adus, niciun leu. Din contra, votați împotrivă la tot ceea ce puteți vota împotrivă, vă abțineți la tot ceea ce puteți să vă abțineți și nu în ultimul rând, că au început lucrările pentru blocuri. Vă rog să nu mă întrerupeți. Vă rog, v-ați abținut, este ca și la... Abținerea înseamnă vot împotrivă, nu înseamnă pentru. Nu înseamnă pentru. Și vreau să vă spun că sunteți cei care nu ați votat proiectele pe blocuri. Atenție! Dacă PNL-ul și doar Tomița Ardeleanu, singurul care a votat, proiectele pe blocuri noi nu le aveam în momentul ăsta. Au început acum lucrările de execuție și când în momentul când eram la faza de aprobare indicatori tehnico-economici, când eram la aprobarea în diverse faze ale acestor proiecte pe blocuri, abținerea, de ce? Că nu ne pricepem, nu știm, nu înțelegem, nu ne pricepem, nu știm, nu înțelegem. Dar putea să întrebați, Tomița cum de-a priceput? Dar Tomița, colegul dumneavoastră, stați lângă el, cot la cot. De ce a înțeles? Păi mă cer cu cei care nu sunt de acord ca orașul ăsta să progreseze. Când am fost anunțat... La toate proiectele pe blocuri v-ați ținut. Ba da, la toate. Care au fost anunțate la 11 noapte. Da. Păi a doua zi noi aveam de raportat la minister acei indicatori. Și a trebuit să facem ședință de urgență, să raportăm indicatorii. Dacă noi nu aprobam indicatorii, a doua zi în ședință de urgență, noi nu aveam aceste proiecte. Și abținerea este contabilizată la nu, dar este abținere, nu este nu. Da, v-ați abținut. Dacă toată lumea din sala aceasta, dacă și consilierii PNL se abțineau, noi nu mai făceam niciun proiect pentru blocuri. Este valabil și pentru rețele de apă și stația de canalizare, de epurare. Că la fel ați făcut. V-ați abținut, ați pus contre, ați spus că proiect finanțare există, nu dumneavoastră, nu erați dumneavoastră atunci, dar e vorba de PSD, care ne-a contract și ne-a obstrucționat ca să putem face investiții pe stația de epurare. De aceea noi am ajuns să obținem finanțare de-abia acum, în momentul acesta. Pentru că până acum proiectele sunt din 2014 aprobate și stat la rând să intre la finanțare. Acum intră la finanțare. Acum a intrat la finanțare. Deci nu a fost motivul nostru a UAT Comănești. Nu a fost motivul primarului orașului Comănești cum că n-ar fi făcut ce trebuie făcut. Și apropo că mai vine și cu chestia, cu trotușul. Uite, domnule, primarul se laudă că el a făcut digurile pe trotuș. Dar, de fapt, sunt făcute de apele române. Da, domnilor, văd că vă place să vă pozați pe diguri pe la Brusturoasa. Dar acest proiect care s-a făcut la Brusturoasa, care se execută acum la Brusturoasa, se execută în urma demersurilor făcute de primarul orașului Comănești. Primarul orașului Comănești a făcut demersul către Guvernul României la vremea respectivă. Guvernul României a făcut demersul la Banca de Dezvoltare a Comunității Europene, la BDCE, pentru finanțarea acestui proiect imens. Acestui proiect imens. Pe
parcurgerea, cât parcurge trotușul Comănești, cât străbate cu trotușul Comănești, s-au finanțat 14 milioane de euro. Credeți dumneavoastră că milioane astea de euro, zice, băi, le-a făcut Apele Române, dar ce vrea să punem noi banii de la bugetul local? Nu înțeleg care e explicația dumneavoastră. Zice că nu le-a făcut noi, le-a făcut Apele Române. Apele Române le-a făcut în urma demersurilor făcute de Consiliul Local și cu primarul orașului Comănești de la vremea respectivă. Și să nu uităm, domnul primar, să nu uităm, domnul primar, că inundațiile acelea au venit imediat după o legislatură în care primăria pe care ați preluat-o în 2004 a venit cu foarte multe datorii. Nu numai asta, dar ei, înainte de a ajunge noi la conducere și să preluăm orașul, ei au tăiat și au defrișat tot și s-a putut tăia pe aici, prin orașul. Au rupt toți munții ăștia, au tăiat. Și după aia a venit și prăjitura. Au venit inundațiile catastrofale pe care le-am suportat noi și pe care le-am gestionat și le-am rezolvat construind case, sute de case și alte infrastructuri, drumuri, poduri și tot ce vreți dumneavoastră. S-a făcut catastrofă, a fost atunci. Catastrofă. Și noi am refăcut tot. Și diguri, și drumuri, și poduri, și rețele de apă, și rețele de... Tot ce am avut noi distrus atunci, a rămas și fără curent electric și fără tot. Și noi am reabilitat, am făcut digurile de protecție, am făcut diguri, gabioane, am făcut tot și acum ei vin și spun, nu sunt făcute de primărie, sunt făcute de Apele Române. Da, domnilor, n-am spus niciodată că de primărie. Sunt de Apele Române în urma demersurilor și a solicitărilor și a insistențelor primarului orașului Comănești. Așa să știți. Mulțumim frumos! Da. Mulțumim, domnule primar, pentru aceste informații extrem de benefice pentru informarea populației. Și vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la ipotecarea dreptului de folosință a terenului înscris în cartea funciară numărul 63.332, proprietate privată a orașului Comănești, teren concesionat de către SC Panimon S.A. Domnul Cosmin a prezentat acest material în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem și acest proiect la vot. Cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. Punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind suplimentarea statului de funcții, a organigramei, precum și stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Comănești și a serviciilor publice subordonate. Materialul a fost prezentat în cadrul comisiilor de specialitate. Doamna Luminița Dumitru ne-a prezentat punctul de vedere. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem și acest proiect la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Dacă îmi permite, domnul președinte. Uitați-vă și dumneavoastră, cum se poate abține la un proiect de hotărâre pe care noi l-am făcut în baza unei legi. În România s-a dat o lege prin ordin de ministru al educației, prin care asistenții din cadrul unităților de învățământ trebuiește să treacă obligatoriu în subordinea Consiliului Local Comănești. Deci noi, dacă nu preluăm acești asistenți medicali, este vorba de doi asistenți de la creșă și un asistent de la școala de incluziune socială, de la Gura Leuții. Dacă noi nu preluăm acești asistenți, aceste instituții rămân fără asistenți medicali pentru personalul, pentru elevii care sunt din cadrul acelei școli. Deci, vedeți dumneavoastră cam care este atitudinea unui om irresponsabil. Nu mai spunem că este responsabil pentru faptul că a fost numit în Consiliul Local să deservească populația. Să deservească, nu să spun, mă abțin. Păi mă abțin la orice și la urmă zice, nu știu, domnule, eu n-am avut treabă, eu m-am abținut la orice. În primul rând am dreptul să argumentez, dacă îmi permite, domnul președinte. Da, dacă vreți să argumentați. Chiar vă rog. Chiar vă rog. Obiecția mea nu este legată de asistenții. Și de faptul că de foarte multă vreme anumite posturi sunt vacante și sunt imperios necesare în cadrul structurii primăriei.
Acesta este motivul pentru care mă abțin. Nu votez împotrivă, repet, mă abțin. Mulțumesc. Dumneavoastră ați auzit că s-a dat o hotărâre de guvern prin care sunt blocate toate posturile din administrația locală, centrală, județeană? Posturile unice nu sunt blocate. Posturile unice nu sunt blocate. Păi postul unic e postul de primar, domnule. Dacă tânjiți la prostul ăsta, aveți toate șansele peste 2-3 mandate. Nu, mulțumesc. Dar nu continuăm ședința cu proiectul de hotărâre numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2024, prevăzut de legea numărul 196/2016, privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare. În cadrul comisiilor de specialitate a fost prezentat materialul. Doamna Munteanu Gabriela ne-a prezentat punctul de vedere, dacă mai sunt și alte discuții. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, domnul președinte, dacă aș vrea să mai specific o dată, deși în timp ce am prezentat ordinele zi, am specificat. La ora aceasta, în orașul Comănești, sunt 178 dosare ajutor social, din care lucrează, ca și ore de lucru, 99 de persoane care au scutire medicală, pentru că sunt persoane în vârstă, persoane cu diverse boli și nu pot să-l efectueze și vin cu adeverință medicală, și doar 79 sunt apți de muncă. Cele 79 de persoane, și vă dați seama că 79 în 1, trebuie să efectueze câte 8-9 ore pe lună, într-o lună. Cât credeți dumneavoastră că poate să facă într-o lună 70 de ani? Mătru o dată de aici până la gară și s-au terminat cele 8 ore. Ce toată, ce când oamenii nu-i pune pe putroși aia la treabă, nu-i pune pe putroși. Aia care trebuie să execute lucrările sunt, putem spune, cam supra-solicitați la câtă treabă este de multă și nu avem cu cine face treaba asta. Dar numărul diferă de la lună la lună. Că mai sunt care nu muncesc și este suspendat dosarul sau renunță la dosar. Deci numărul ăsta de... Asta e numărul maxim. Pentru că sunt care nu-și fac treaba. Nu au venit și le-au tăiat efectiv dosare. Pentru că nu pot să-i contez. Vă dați seama, ei poate să facă orice măgării pe noapte, nu pot să nu iau răspunderea față de ei. Și le tai dosare. După aceea vin din nou la dosare. Care se face dosare? Dar nu pot. Și tot din ăștia, mai vin și ei la un moment dat cu scutiri medicale, la medic, au ceva probleme. Și sunt cu probleme, adevăr, în lume. Da, dar parcă ar trăi pe altă lume. Cei care comentează și toți spun că primăria susține sau... ci că o susține pentru că ăștia votează. Bă, cu 70 de voturi chiar că aș și cu 90%. Dacă votează și ăștia 70 de ienși, nu mai ies cu 70-80%, ies cu 90%. Și asta e supărarea, că să nu mai ăsta așa multi voturi, să ia mai puțin. Da. 68,4 a fost ultimul scor care l-am obținut. Deci dacă mai erau 1,6, erau 70%. Am avut și 78%. Și prezența a fost de 32%. Păi da, dar dumneavoastră erați plecat la București din cauza asta. Ați dat peste cap prezența. Ați dat peste cap prezența. Da. Ați dat peste cap prezența. Ați votat dumneavoastră. Ați pierdut vremea pe la București 10 de ani și acum a venit să vă dați aerii prin Comănești. Aici da. Am văzut... Da. Deodată v-ați gândit că sunteți cel mai bun pentru a face prin Comănești avioane. Da, domnule președinte, haideți să terminăm. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență. Materialul a fost de asemenea prezentat în cadrul comisiilor de specialitate. Doamna Munteanu Gabriela ne-a prezentat și acest proiect. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul numărul 11 este vorba despre o informare privind activitatea desfășurată de către Direcția de Poliție Locală Comănești pe anul 2023. Domnul Hanganu a prezentat punctul de vedere în cadrul comisiilor, s-a luat la cunoștință această informare. Și ultimul punct de pe ordinea de zi,
Punctul 12 este vorba despre un raport privind activitatea asistenților personale desfășurată în semestrul al doilea anului 2023. Doamna Mandra Ana Maria a prezentat în cadrul comisiilor de specialitate acest proiect. S-a luat la cunoștință. Cam acestea au fost punctele de pe ordinea de zi. Dacă domnul primar mai dorește. Mulțumesc mult, domnule președinte, vă mulțumim frumos tuturor și vă urăm o zi frumoasă în continuare. O zi bună și mulțumim de participare.